Polițiștii Jiboani împreună cu polițiștii secției 5, Poliție Rurală Hida, au desfășurat în perioada 21-22 aprilie o acțiune pentru prevenirea și combaterea furturilor a actelor de comerț ilicit, dar și pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente rutiere. Astfel, pentru neregulile constatate în trafic, polițiștii au aplicat 29 de sancțiuni contravenționale, iar la legea 12 din 1990 privind protejarea populației împotriva unor fapte de comerț ilicit, au fost aplicate 3 sancțiuni. Valoarea amenzilor se ridică la 7.000 de lei. De asemenea, în perioada menționată, oamenii legii au constatat și 2 infracțiuni, respectiv conducere fără permis și refuz de recoltare de monstre biologice. Totodată, polițiștii de la Formațiunea de Investigații Criminale Jibou l-au prins imediat după comiterea faptei. PKA, de 39 de ani, din localitate, care în data de 21 aprilie a sustras dintr-un birou ce aparținea unei instituții din localitate, un telefon mobil și mai multe bunuri, cauzând un prejudiciu de 570 de lei. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și predat părții vătămate. S-a întocmit dosar penal pentru furt, iar cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale comise de acestea. În continuare, activităților desfășurate de polițiști au mai fost identificați suspecții în 2 dosare penale rămase cu autori necunoscuți. Este vorba de 2 infracțiuni de furt, avându-i ca protagoniști pe EL de 16 ani din Jibou și pe LI de 25 de ani din Dragu. O infracțiune a fost comisă pe raza orașului Jibou în data de 16 februarie, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit păgubitului, iar cealaltă infracțiune a fost comisă pe raza comunei Dragu. În cea de-a 2-a infracțiune, prejudiciul în valoare de 500 de lei nu a fost recuperat.